V-am întrebat dacă ați auzit de răbdarea lui Iov, nu era cazul. Altă este întrebarea. De nerăbdarea lui Iov. Da. Dacă ne întreabă cineva cu ce ne identificăm noi de adevăratele, în niciun caz cu răbdarea lui Iov, cu a doua ne identificăm. Și pentru lucrul acesta este extrem de important să mergem la izvoare, din nou, la izvoare. Aseară, la întâlnirea noastră de pregătire pentru botez, am fost și în persoană și online și tema a fost legată de viețuirea cu Dumnezeu, de umblarea în credință, de umblarea pe pământ. Și ca inima acestui studiu am învățat noi despre darul suprem, darul cel mai însemnat. Ați observat că la Dumnezeu nu este deosebire, la oameni este. La oameni este și rămâne. La Dumnezeu nu este deosebire. Aceeași întrebare pe care a adresat-o regelui Solomon, spunem ce voiești să-ți dau, aceeași întrebare a adresat-o el orbului Bartimeu. Pe regele Solomon e tot una cu orbul Bartimeu, la Dumnezeu așa este. Poate nu ne place, dar așa este. Așa este. L-a întrebat clar pe acest orb. Spunem ce voiești să fac pentru tine. Și el a spus, Solomon de asemenea a spus, dăm ceva. Omul acesta de asemenea a spus, dăm ceva, vederea. Dacă te întreabă pe tine acum, te văzut ceva care am învățat și eu și mi-a fost prețios toată viața. Dacă vei fi întrebat de Duhul Sfânt în suflet ce să-ți dau, să nu spui ceva, să spui pe cineva. Darul suprem este prezența lui Dumnezeu. Nu suntem aici să învățăm idei noi, chestii noi, nu. Suntem pentru cineva în acest loc. Și aceasta a fost, acesta este firul de aur care străbate Biblia. Ați văzut cum a spus Domnului Abraham? Moștenire, uite ce a moștenit nepotul toată valea, toată iarba, toată asta. Serios, ce e asta? E ceva pe când tu moștenești pe cineva, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare, eu sunt acesta. Și ați observat că lui Moise nu-i trebuiește ceva, Dumnezeu în împărăția cerurilor, viața fără sfârșit și așa mai departe, lui Moise, lui Moise nu-i trebuie ceva, lui trebuiește cineva. Te voi duce în țara în care am promis, trimit un înger să meargă în fața ta, totul se va rezolva. Nu, dar nu-mi trebuie lucrurile astea. nu trebuie țară, nu trebuie înger, nu trebuie lapte, mie, nimic. Un singur lucru îmi trebuie, este, ești tu, dacă nu mergi tu cu noi, nu are sens să vorbim de țară, de înger, de astfel de lucruri. Ne oprim aici, dacă tu nu mergi cu noi. Acesta e lucru pe care să-l cerem noi în viață. Și aseară am învățat cu studenții iubiți că în permanență va trebui să ducem o luptă pentru capitolul acesta al vieții noastre. Întotdeauna vom uita de Dumnezeu, întotdeauna va trebui să ne aducem aminte, întotdeauna va trebui să revenim pe calea aceasta. Nu e ceva dat odată pentru totdeauna. Este o luptă pe care o vom duce cât vom trăi pe pământ. Prezența ta, Doamne, e tot ce îmi doresc. Așa, dar ați auzit de, de răbdarea lui Iov? Sigur că da, așa, așa spune Iacov în 5 11, Ați auzit de răbdarea lui Iov? Dar de nerăbdarea lui Iov ați auzit? N-ați auzit de treaba asta. N-ați citit cu atenție. Nu! Nu, 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 e om care și-a pierdut total răbdarea până acolo încât s-a agățat de Dumnezeu în final mustră pe Dumnezeu, ceartă pe Dumnezeu, acuză pe Dumnezeu de nedreptate, se ridică împotriva vieții lui, blestemată să fie ziua cum m-am născut și jură și spune toate astea. Dați-vă la o parte, spune la un moment dat, îmi voi lua carne în dinți și vreau să vin în fața lui Dumnezeu cu orice consecință, nu mă interesează nimic, spune el. O să vedem aceasta în încheiere. Asta e tablou complet. Nu, 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 luați numai ce strălucește și nu, Dumnezeu când vorbește despre fiecare dintre noi, El spune și de bine și de rău. Acesta este Domnul Dumnezeul nostru. Și nu trebuie să se supere nimeni, pentru că adevărul rău este mult mai scump decât minciuna bună. Nu, nu. nu. Adevărul oricât de rău ar fi el, așa a spus Domnul Hristos, el te eliberează. Pe când minciuna, oricât de bine pusă la punct ar fi ea, niciodată nu va da viață. Așadar astăzi, Vom învăța acest lucru, dar vreau să vă întreb acum. Mi se pare ceva foarte ciudat. Pe de o parte, vreau să știu, Dumnezeu umblă cumva cu două măsuri? Pe atunci, cum poate să spună despre omul acesta? N-a vorbit nimeni, niciunul dintre voi așa de drept de mine cum a vorbit omul ăsta? Asta e, așa spune Dumnezeu despre el la început. După care, când discută cu el... Cine este ăsta care are nebunia să-mi întunece planurile prin cuvântări fără pricepere? Cine e omul ăsta? Păi stai, domnule, dar n-ai zis tu că a vorbit bine de tine. Cum adică? Te-ai convins? Ești bine încredințat? Îl întreabă Dumnezeu. Păi ești bine încredințat tu care mustri pe cel tot puternic? Tu care vorbești împotriva lui Dumnezeu? Ești convins de ce vorbești? Domnule, dar parcă ai zis că a vorbit bine de tine. Ce facem? Iubiții mei, vreau să vă spun că e așa, așa este, e adevărat. Toată această revoltă și a lui, toate cuvintele astea pe care le-a spus el, n-a pe Dumnezeu cum i-a spus soția lui, blestemă pe Dumnezeu sau cum știți că și diavolul are credință și dracii cred, au și ei credința lor, el crede una alta, are diverse crezuri. Uh, 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 cel rău crede că eu va blestema pe Dumnezeu în față. Asta e credința lui. Uh, soția lui nu-mi dau seama dacă știe de unde zice vorba asta sau nu, știe, dar ea așa îi spune. Bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Clin să cred că același care a vorbit prin Petru către Isus să te ferească Dumnezeu să te duce acolo, același a vorbit prin ea acum cu ocazia asta. Cred că e aceeași persoană. Pentru că îi spune chiar aceleași cuvinte. Te va blestema în față. El nu mă pe Dumnezeu, cum i-a zis ea, dar blestemă ziua în care s-a născut. Păi da, stai puțin, dacă te-ai născut, nu vă țarăm acum la studii biblice, Dumnezeu este cel care ți-a Păi cine blestem până la urmă? Dacă, dacă tu blestem ziua când te-ai născut, să fie negură, să nu se mai pomenească de ea vreodată, de ce nu noi fi mort, Doamne, să fi fost în mormânt, acum nu mai știam nimic. Și așa. De, despre cine vorbești tu aici? Și totuși, aceste lucruri, pe care le găsim în Sfânta Scriptură în tensiune unele cu altele, au o singură explicație. Omul acesta era cu adevărat un om credincios, cum nu era altul pe pământ. Păi așa vorbește un om credincios? Uite, eu nu vorbesc așa, eu și eu nu sunt cel mai credincios după pământ, cum a zis fiica mea. Nu, eu nu sunt acesta și totuși eu nu vorbesc ca omul ăsta. Iubiții mei, taina, explicația, constă într-un singur lucru. Imaginea pe care o avea el despre Dumnezeu. Ce crezi tu despre Dumnezeu? Cine este El în mintea ta pentru tine? Dacă după ce s-a încheiat totul și bunul Dumnezeu l-a binecuvântat cu cele sufletești mai întâi și dublu, după aia discutăm de nimicurile acestea imobiliare, adică nu se pot muta de pe pământ în mormânt, n-ai cum să le iei, regina plecă de curând și n-au nimic cu ea sărac, absolut nimic. Nu despre acestea, după ce l-a binecuvântat Dumnezeu, dacă cineva v-ar întreba pe voi acum și dacă eu v-ar fi aici și noi l-am întrebat acum personal, frate, dacă mai treci, ai mai trece o dată prin chestia asta, ai vorbit la fel? El va spune nu. Niciodată. Mi-e scârbă de tot ce am zis. Păi dar la început ziceai că ai dreptate până la Dumnezeu. Și când ai văzut pe Dumnezeu, ți-ai dat seama că de fapt nu avea niciun fel de dreptate. Și ai vorbit pe bază de auzite. Sau aude că, am auzit că, se zice că, se... Pe bază de... Dar acum ochii mei te-au văzut. De aceea mă pocăiesc un sac și ce nu. Și el n-ar mai lua pe drumul acesta. Ce s-a schimbat la omul ăsta? cine îmi spune? cine îmi spune? Sigur că da, mulțumesc, mulțumesc, are. S-a schimbat chipul lui Dumnezeu în conștiința lui. Dumnezeu nu e cine am crezut eu că este. Dumnezeu nu este cum am crezut eu că este. Este cu totul altceva. Lucrul acesta are profundă legătură cu viața noastră de fiecare zi și mai ales cu viața noastră în Hristos. Iisus cu umblarea noastră în credință are de-a face cu destinul vremelnic și cel veșnic al unui om. Nu, este, nu învățăm ceva așa de, de dragul ideii, cum se învăța în Areopa ci venea mereu pentru idei noi, ce ai mai auzit nou, ce se mai aude și una și alta. Suntem aici în locul acesta ca să cunoaștem pe Dumnezeu mai de aproape. Și îl vom cunoaște cu fiecare pas pe care îl facem pe pământ, prin faptul că el se va descoperi nou. Noi nu slujim lui Dumnezeu, pentru că el nu are nevoie să fie slujit de mâini. El nu are nevoie. El a, eu, am, fiul omului a venit să slujească. Da? Cu toate astea, el ne-a chemat din piața fără lucru în care stăteam noi sau din moartea în care era, erați morți în păcatele voastre. El ne-a chemat, vino și lucrează în via mea. De ce? Cine poate să-mi dea un mic răspuns? De ce credeți că el care nu are trebuință de a fi slujit de cineva, merge în piață și ia pe și îi zice, haideți să lucrați în via mea? Cine îmi spune de ce? s m-a luat pe mine, uite, când aveam 17 ani și mi-a spus, un -mi coace și lucrează aici. Și uite așa că au trecut 50 de ani. Sau ne-a chemat pe fiecare dintre noi în locul în care... De ce? Ne-a încredințat o anumită... Cum? prezența Lui Dumnezeu cu noi, să fim mai aproape de El? Spre binele nostru, sigur că da. De asta e problema. mulțumesc, mulțumesc foarte mult. De ce ai iertat? O, oh, Doamne, iartă mele. Păi, da, ești iertat, frate. Nu m-am blacodat cu lucrurile acestea. Printr-o singură hotărâre a iertat Dumnezeu. Dar de ce crezi că te iartă? Da. Ca tu să cunoști, să-L cunoști pe El ce gândea el despre stăpân cu ce a văzut în persoana acum a fost... Cu toate acestea nu-i obliga nimeni să fie transformat de lucrul acesta. Ar trebui. E așteptarea lui Dumnezeu, e ocazia noastră, una singură ne e dat să trăim o, o singură dată după care a trecut. Ar fi trebuit să fie așa. Dar omul acesta a refuzat transformarea. A vrut doar beneficiul, a luat și a plecat, a refuzat transformarea rostul pentru care ne cheamă Dumnezeu în lucru său nu este lucru că nu are cu cine îi cu oameni ce să mai, unde să mai găsesc muncitor pentru proiectul acesta nu este acesta no. el face din flăcări soli și slujitori lui Dumnezeu nu, nu, nu duce lipsă Dumnezeu de lucrul ăsta ca și când ar avea nevoie de ceva ci prin venirea noastră aici prin trăirea noastră pe pământ el ne dă ocazia să-l cunoaștem pe el Ați observat cu ce s-au ales lucrătorii viei la sfârșit? Cu un șoc total cu privire la caracterul stăpânului viei. A zis, așa ceva nu mă aștepta. Da, au fost chemați să lucreze în vie, ca să, să, cunoască pe stăpân. De asta suntem chemați noi pe pământul ăsta și ni se dă câțiva ani și trecem pe aici ca să cunoaștem pe Dumnezeu. De la ce distanță incredibilă este între ceea ce gândește omul cu privire la planul lui Dumnezeu și ce știe Dumnezeu. Ce distanță? Ce gândea Iov? Mă așteaptă groapa, mă așteaptă moartea, mă așteaptă întunericul. Toate planurile, toate visele mele, ce am dorit să fac, totul a căzut la pământ. Vai, vai, vai. Aceasta era gândirea lui despre viața lui. Care era gândirea lui Dumnezeu despre viața lui? Vă rog să fiți o clipă atenți. Dumnezeu vroia să-l ia de unde el era un fermier, un crescător de animale, un bun sătean acolo cu piață venea. Dumnezeu vroia să-l ia din postura aceasta și să-l suie pe acoperișul lumii ca să fie lumina tuturor care vor suferi în trecerea timpului. Milioane de martiri și-au mângâiat sufletele cu suferința lui Iov. E distanță mare. El se ocupa cu cămile, cu măgar, cu lume, cu slujitori, cu una cu alta. De aici l-a luat Dumnezeu și zice, vină cu aceea, dar el nu vrea cu niciun chip. Visul lui ăsta este, s-a distrus tot, ce mă fac, e o nenorocire, ce nu se mai poate e mai mare. Și când în final a văzut distanța dintre ce gândea el, cum vedea el viața aceasta gospodărească și am zis că în cuibul meu voi muri liniștit, no, Domnul zice: Nu, eu nu vreau să mor în cuibul tău. Eu vreau să fiu nemuritor. Eu vreau să nu mor niciodată. Iubiții mei, de la planul lui Dumnezeu cu viața ta și până la ce gândești tu, poate, sau ce gândim noi ca oameni, distanță mare, mare, foarte mare. Ai încredere. Nu înțeleg, nu știu, n-am niciun fel de descoperire specifică pe domeniul acesta. Uite, peste trei zile mi se întâmplă asta, nu am așa ceva, dar știu cine este în spatele tuturor acestor lucruri. Vine un moment în care cineva spune, astea sunt limitele omului, n-am mai putut să rabd, am dat în nerăbdare, n-am mai putut să țin gura, n-am mai putut să mă opresc, n-am mai putut să... Era normal să se întâmple așa ceva. Nu aveai niciun fel de Dumnezeu în vedere, ci te aveai în vedere pe tine, limitele tale, situația ta, nedreptatea sau un, un lucru adevărul și așa mai departe. Dacă te uitai la Dumnezeu, în loc să fii încruntat în felul ăsta, ți s-ar fi lumina sufletul de bucurie. Dacă te uitai la Dumnezeu, când te întorci fața spre El, cum spune acolo? Te luminezi Asta înseamnă că era întunecat înainte. Că altfel n-ar fi nevoie să te luminezi dacă erai luminat. Când te întorci fața spre El, te luminezi de bucurie. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea mea. Nu, n-am mai putut! Și asta e adevărat. Pentru că erai fără Dumnezeu. Și era normal să nu mai poți. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească? Dumnezeu care este credincios și tu L-acuzi de necredincios și e pe Dumnezeu, că până aici am putut, n-am mai putut și... Nu, 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 nu despre asta este vorba. Cine nu ai mai ținut ochii la cine trebuie. Când Petru și-a luat ochii de unde trebuie, drept în apă. Așa se întâmplă și cu noi de fiecare dată, când ne luăm ochii de unde trebuie și când ne țintim unde nu trebuie. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios, nu cum spui tu că nu s-a mai putut limita, nu. Dumnezeu care este credincios nu va îngădui, Dumnezeu nu doarme, nu-i pleca de acasă, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita, pe care dintre ele toate, împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să puteți răbda. Și nu există acest nu mai pot, există nu mai vreau. Există ceea ce a spus eu, vreau să-mi iau carnea în dință, am terminat, cu indiferent ce consecințe voi face lucrul acesta. Și cât de bun este Dumnezeu în răspunsul lui. Ați văzut ce frumos îi vorbește lui la persoana a treia. Cine e omul ăsta, domne, care Ține așa cuvântări revoltate împotriva lui Dumnezeu, care mustră pe Dumnezeu, îl ceartă, care vorbește împotriva lui Dumnezeu. Cine-i Dumnezeu omul ăsta? Îl întreabă pe eu. Pe cine să fie decât mine? El își dă seama că despre el era vorba. Dar cât de fin vorbește Dumnezeu? Cât de fin îi vorbește Nathan lui David? Împărate, era un om care avea oi, uite, așa trebuie să... Ce zi? Ai de... Imediat reacționează David și... Ei, tu ești omost. Aceasta, aceasta este finețea lui Dumnezeu ați văzut un alt rebel, nimic, bine, frate, nu e bine să te super, să te mâni, mânia este crimă, nu face lucrul ăsta, bine, facă-mă mânii până la moarte, eu știu că a zis Dumnezeu că nu e bine, dar eu zic că e bine, mă mânii până la moarte. Și Domnul îi adresează acest susur blând, băgați de semn, stați cu urechea încordată la Dumnezeu că El nu țipă, El nu vorbește tare, nu-și ridică glasul așa, să sperie, să tune, nu, nu, nu. Stați cu urechea ascuțită bine pentru că el susură când vorbește. A venit un susur blând și acolo era Domnul. El vorbește așa pentru că noi suntem extrem de fragili. Și dacă ar țipa la noi odată sau cine știe în ce fel, ar fi poate sensonic pentru viața noastră. De aceea, el vorbește totdeauna susur blând. Acest lucru l-am făcut pentru tine. Niciodată. Nu te-am lăsat confruntat cu ceva care să fie peste puterile pe care ți le dau. Niciodată n-ai fost lipsit de prezența mea în încercarea afară, de faptul că nu vrei să-ți cont de ea, dar dacă vrei să-ți cont de ea, el este acolo, el este prezent. Am să aduc înaintea dumneavoastră o istorie care mi-a mișcat sufletul, m-a făcut să-mi fie rușine, m-am mai ridicat, am mai mers prin jurul mesei, nu, nu prea pot să citesc ușor astfel de cuvinte. Recent a publicat exemplul acesta John Piper. A fost un pastor, Charles Simeon îl cheamă, și omul acesta a fost chemat la o biserică, la Biserica Trinity din Cambridge. A fost acolo în persoană, în oraș. A fost chemat omul acesta și o parte din biserică nu a fost de acord cu el ca pastor. Nu. Da, oamenii aceștia nu vorbeau de Dumnezeu, vorbeau de gusturile lor. Nu, acesta era criteriul. Își vor da învățători după poftele lor. Pas pe Dumnezeu să ne lasă în pace. Vedem noi, își vor da învățători după poftele lor. Omul acesta vine acolo și oamenii din biserică imediat reacționează. În afară că ei n-au niciun Dumnezeu, n-au niciun fel de respect pentru instituția aceasta numită biserică. E casa lor. Deci ce au făcut? 12 ani, din moment, pastorul ăsta a stat 54 de ani acolo. Vedeți să nu o păți și voi. Asta, ia seama ce te ca nu cumva să împlinească. Pastorul acesta a stat 54 de ani acolo, la Cambridge. Ce credeți că au făcut proprietarii acestei biserici, că luat, sunt proprietari. În afară că nu au venit la biserică, au pus sigiliu pe bănci. Băncile erau ale lor, că ei sponsorau biserica și băncile erau ale lor, slujbele erau ale lor toate. Au pus bandă pe băncile lor. Nu mai rămânea mai nimic. În afară că ei nu au venit niciodată la slujba lui, i-au interzis ca după amiază să predice cuvântul pentru că e blocat de ei. Au ei propriul lor serviciu și ei nu vor să -și. Asta nu se întâmplă în sat la noi sau peste gârlă, se întâmplă în Cambridge, vreau să zic, acolo unde lumea ce că știe că eu știu. <laughs> da, mă rog, nu e diferență de fapt în ce privește sufletul omenesc. Acum să-i lăsăm pe oamenii ăștia care pun uh, panglică la bancă, n-ai voie să stai ocupat sau cum punem noi acolo, rezervat, punem acolo. Și atunci, a 12 ani s-a întâmplat lucrul acesta. Ați auzit bine? 12 ani. Eu nu rezist 12 minute. Dacă vă treaba asta, frate, înseamnă că nu fi locul meu. Nu. Mulțumim Mulțumesc lui Dumnezeu, văd dă treabă. Am treabă. Nu, nu, nu e caz. 12 ani, vine lumea la biserică, umple biserica, dar nu se poate sta în nicio bancă. Pentru că este rezervat. Dai cum e banca lui Moștă Gârță, nu poți să te așezi în <laughs> Și atunci oamenii stau pe, în picioare pe, hol, pe, pe holurile acestea, pe lângă pereți. Am văzut și noi așa ceva, lume pe lângă pereți. Mă întreba pastorul Ciobanu dacă a venit lumea la evangelizare, și nu i-am spus câtă lumea a fost în sală, decât i-am spus, zic, pe lângă pereți a fost plin. Gata, deci nu mai îmi spune nimic altceva dacă a fost plin pe lângă pereți. 12 ani acest om a predicat Evanghelia lumii care stă în picioare, dar nu are voie să stea pe bancă, după amiază nu are voie să vină pentru că avem noi o activitate. Și atunci a rămas acolo. 12 ani. După 12 ani lucrurile s-au schimbat. Acești 12 ani au rămas un mister pentru cei mai mulți dintre oameni și dintre pastori și din, din cei care cunoșteau situația la primomne și l-au întrebat următoarele cuvinte cum a putut să how, how, did he last? Cum poți să, să, rămâi, cum poți să mai rămâi om într-o astfel de biserică și într-o astfel de situație? Cum poți să mai rămâi om? Și răspunsul lui într-o scrisoare pe care le-a scris-o. In this state of things I saw no remedy but faith and patience. The passage of scripture which subdued and controlled my mind was this. The servant of the Lord must not strive. Răspunsul. Zice, în situația aceasta, spune el, nu am văzut niciun alt remediu decât credința și răbdarea. Credința că sunt aici prin voia lui Dumnezeu și răbdarea până când Dumnezeu va aduce lucrurile la o schimbare. Apoi continuă. Pasajul din scripturi care m-a supus și m-a stăpânit în timpul acesta a fost următorul. Robul Domnului nu trebuie să se certe. Amin. Asta se aplică oriunde. 12 ani. Apoi a urmat 43 de ani din locul acesta, sau 42 de ani din locul acela în care Evanghelia a curs luminată de Dumnezeu, din locul acela. Nu sunt fără importanță lucrurile acestea, pentru că noi suntem confruntați în fiecare zi cu încercarea răbdării noastre. Nu e vorba doar de uh, temperament, nu e vorba doar de timp, nu mai am răbdare, nu mai am timp, nu e vorba de lucrurile acestea, ci este vorba de sufletul tău în relația cu Dumnezeu. După ce spierzi răbdarea cu oamenii, ghici care e pasul următor. Cine știe? Asta e al treilea. După ce spierzi răbdarea cu aproapele tău, pasul al doilea este să pierzi răbdarea cu Dumnezeu. Și Biblia spune, dacă n-ai tu răbdare cu aproapele tău pe care îl vezi, cum să ai tu răbdare cu Dumnezeu pe care nu îl vezi? Ce glumă poate să fie asta? Și ultimul pas, știți care este? Să pierzi răbdarea cu tine însuți. Și așa au sfârșit unii oameni în diferitele situații pe care le citim astăzi în presă. Uitați-vă cu luarea minte la cel care a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. Acolo uitați-vă. Așa de mare. Cum a răspuns el sau la ce suntem noi chemați în fața unei astfel de împotriviri? iată ce scrie Scriptura, împotriviți-vă. Păi, auzi, zice că El a făcut, a, a suferit-o așa de mare împotrivire față de sine. Și eu ce să fac? Împotrivește-te! Și eu să mă împotrivesc? <laughs> Și eu să mă împotrive. Și tu să te împotrive. Uite cum! Voi nu v-ați împotrivit încă, până la sânge. Nu potriva aproape lui tău. Nu lăsa nici o umbră în sufletul tău împotriva aproape lui tău, niciun fel de umbră. Atunci e prezent Dumnezeu. Dar împotrivește-te până la sânge împotriva păcatului din tine, împotriva tendinței tale de a răspunde, împotriva dorinței tale de a plăti măsură cu măsură. Nu face lucrul acesta. A mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Tu nu ești Domnul tu stai cu minte și tămâia era lui Dumnezeu, nu mirosea așa ceva? Și răzbunarea era a lui Dumnezeu judecata. Și dacă pui mâna și te ajuți cu mâna ta, cum i-a spus Abigail lui David, vezi că te ajuți cu mâna ta în treaba aceasta, nu mai poate pune Dumnezeu mâna. Dacă vrei să pună Dumnezeu mâna, nu te atinge. Lasă pe Dumnezeu să lucreze. Și așa se face că îi scrie Pavel lui Timotei tu ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare. Tu ai văzut ce s-a întâmplat. Știi ce prigoniri am răbdat în Iconia și Listra și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. E adevărat că vine un moment în care simți limita, dar în clipa aceea trebuie să știi că ți-ai luat ochii de unde trebuie. Când simți că nu se mai poate, ți-ai luat ochii de unde trebuie. Te-ai deconectat de la sursă, mergi pe baterie, nu merge departe. Chestia asta nu merge departe. Dacă ești pe baterie, te-ai te rupt de izvorul puterii tale. Aveți nevoie de răbdare. Ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, păi gata, dacă am împlinit, nu, e, e foarte. În momentul în care ți-ai pierdut răbdare, degeaba ai împlinit voia lui Dumnezeu. Pentru că, zice, ca să puteți căpăta ceva, a fost făgăduit aveți trebuință de răbdare aceasta. Aici am auzit de răbdarea lui Iov. Dacă v-ar întreba cineva în ce a constat totuși exemplu vieții lui, pentru că el este dat în Scripturi în acest fel, ar vrea să fim foarte lucizi și în dreptul vieții noastre, plus și minus, este o realitate. Și în dreptul fiecărui om al lui Dumnezeu. Și să înțelegem un lucru care e deasupra ceea ce este natural, firesc, pământesc sau uneori demonic. Iov este omul care a urât de moarte situația în care a fost, care a ajuns disperat datorită acestei situații, care și-a dorit moartea, care a blestemat ziua în care s-a născut. Iov este omul care a certat, a mustrat pe Dumnezeu și a vorbit împotriva lui Dumnezeu. Asta spun după cuvintele lui Dumnezeu, cine este de vorbește împotriva mea, întreabă Domnul acolo. Dar niciodată, niciodată, sufletul omului acestea nu s-a despărțit de prezența lui Dumnezeu. Niciodată a spus, nu e bine ce faci, dacă aș fi în locul tău aș face altfel, ai uit de carne, tu nu, nu înțelegi că nu e bine ce faci, o să-ți rău de ce ai făcut, hai să-ți aduci aminte de mine mâine și o să-ți rău, tot timpul ceartă pe Dumnezeu și îi spune treburile acestea. Dar în sufletul lui niciodată, absolut niciodată și sub nicio formă, n-a intervenit vreo despărțire între el și Domnul. De aceea spune el foarte frumos aici în versetul acesta cu care vreau să concludem studiul nostru. Știu că răscumpărătorul meu este viu. Păi cine e răscumpărătorul tău? Cel care ți-a pustit casa. bleastă mă pe Dumnezeu și mor, nu vezi ce face Dumnezeu, uite-te ce e în lume, uitați-vă. Nu, no niciodată nu voi confunda ce mi se întâmplă mie cu Dumnezeu. Nu, niciodată. Am căutat să învăț copiii acasă la noi. Pastor, e o viață cea mai urâtă, aș spune. Mai urât de așa nu se poate. Ai și copiii tăi expuși acolo, vorbiți, bârfiți. Nu, nu se mai... Tu însuți, să-ți numără cineva lingurile. Nu se poate. Dar am învățat copiii în familia noastră totdeauna ochii la Dumnezeu, nu la oameni ochii la Dumnezeu, nu la tata. Tata merge cu bicicleta acum și pe aceea cade în nas în bălegar. Nu întâmplă, asta a fost. Nu, nu ține ochii la tata. Iar dacă tu zici că e cel mai credincios om după pământ, nu, altul este acesta. Despre altcineva e vorba, vorba, cum a zis opra. ai istarul e altcineva, e vorba despre el. Și eu spune așa, cu toate că sau petrec, și se petrec toate acestea. El spune aceste lucruri în timpul nenorocirii. Nu după ce a trecut și acum când ne uităm de la capătul celălalt, înțelegem. El spune asta în timpul nenorocirii. Știu că răscumpărătorul meu este viu. Nu zice cred. Ați observat. Spune știu. E certitudine. L-a întrebat Dumnezeu, ești sigur tu care vorbești împotriva lui Dumnezeu, tu care mustri pe Dumnezeu, ești sigur de ce vorbești. E bine? E adevărat ce spui? L-a întrebat pe el. Nu poate să spună că știe sau că e adevărat, dar poate să spună acest lucru. Știu că răscumpărătorul meu este viu și cred în venirea lui. Se va ridica la urmă pe pământ. E clar lucrul acesta. Acestea nu le cred, le știu. Care crezul? Nu crezul. Certitudinea. Știu. Știu că se va ridica la urmă pe pământ. Păi da, uite-te în ce situație ești. Nici o problemă. Chiar dacă mi se va nimici pielea, chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, nu voi vedea carnea care se distruge sau pielea sau ce se întâmplă. Voi vedea pe Dumnezeu și nu doar atunci îl voi vedea în fiecare împrejurare. Așa m-am rugat aseară, ne-am rugat împreună pentru tinerii noștri. Ajută, Doamne, Dumnezeu nostru ca oriunde vor fi să vadă prezența ta. Chiar dacă mi se va nimici chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Știu, nu cred, știu lucrul acesta. Ochii mei îl vor vedea. Păi da, ai zis că ți s-au întunecat tu ochii, ai spus că miroasă greu corpul tău și ai spus că și soția ta nu poate să suporte prezența ta. Ai spus despre copii că își bat joc de tine, fac lume pe seama ta și că ești pe o grămadă de gunoi și te scarpi cu un ciob. Cum adică? Da. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Nu o să pun pe cineva să se uite pentru mine. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu Tângește de dorul acesta în lăuntru meu. Acesta. Acesta e ultimul cuvânt. De dorul acesta. Doare și dor <gântu -i> sunt un pic diferite. <gântu -i> Dar eu tânjesc de dorul ăsta. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Tată, ne închinăm și îți mulțumim pentru bunătatea ta și te rugăm în numele Domnului Isus Hristos să ajuns ca ochii noștri să rămână pentru totdeauna ațintiți la acela care a suferit o așa de mare împotrivire față de sine și să ne ajut Doamne Dumnezeul nostru, să ne împotrivim până la sânge, împotriva răului din noi. Să ne ajuți, Părintele nostru bun, ca niciun gând sau simțământ să nu se depărteze vreodată de prezența ta. Niciodată să nu luăm viața noastră din mâinile tale în mâinile noastre. Cu niciun motiv, în nicio împrejurare. Și să faci, Doamne Dumnezeul nostru, ca venirea Domnului nostru Isus Hristos. Și cuvântul lui Dumnezeu despre răscumpărare să nu fie o simplă credință în sufletul nostru, ci să fie certitudinea aceea care va rămâne pentru totdeauna. Îți mulțumim în numele Domnului Isus pentru bunătatea cu care ne însoțești și ne călăuzești. Fii binecuvântat în veci. Amin.